Care e cel mai mare vis al tău în handbal? Să câștig o medalie la Jocurile Olimpice. Să joc la cel mai înalt nivel. Ce înseamnă? Champions League. Să joc din nou în Champions League și să fiu o jucătoare de bază. Să câștig o medalie cu naționala. Îți mai aduci aminte prima zi la handbal? Cine te-a dus? Mama? Da. Părinții? Mama și cu tata? Nu m-a dus nimeni pentru că am început handbalul pe ascuns. Nu știu, ei mei au aflat după o perioadă. Nu voiau să mă lasez să joc handbal. Eu stăteam în acea perioadă la mătușa mea. Au venit la școală cei de la un club sportiv și am început să merg. Au aflat după câteva luni. A trebuit la un moment dat să alegi între handbal și școală? Da, și mereu am ales școala. Până când am terminat liceu, școala a fost prioritate pentru mine. Nu. Am mers în paralel cu ambele. Da, mai mereu. Și ce ai ales? Câteodată handbalul, câteodată școala. Am fost între. Ce idol ai avut în handbal? Pe mama mea. Cristina Neagu. Ivan Obalici. Mi-a plăcut mult de el. Era un jucător extrem de inteligent și îmi plăcea mult să-l urmăresc jucând. Pe cine ai cu tine la campionatul mondial? Echipa, știa că s-ar putea cățelul meu. Echipa. În primul rând, nu știu. Vom vedea. De acasă? Îmi doresc să vină familia. Echipa. Pe altcineva. Poate pe soțul tău. Dacă are liber, poate. Chiriaș sau proprietar? Proprietar. În chirie, 100%. Acum, pentru că joc la Bistrița, nu am casa acolo, dar în București am casa mea. Proprietar. Deși noi ne petrecem majoritatea vieții în chirie, mutându-ne dintr-un oraș în altul. Bate inima mai tare la in? Cu siguranță. Este un sentiment unic pe care nimic din ce am întâlnit eu până acum nu îl poate egala. De fiecare dată. Da. Cât de tare? Foarte tare. Sunt emoții de nedescris.